Bună ziua! Noi toți suntem martori oculari cum organele implicate în acest proces întreprind toate măsurile, dar niște măsuri coordonate, bine dirijate, pentru a exclude concurentul electoral Partidul Politic Patrie din cursa electorală. Dacă să urmărim cronologic cum au derulat evenimentele, putem spune următoarele. În ziua de 26 noiembrie, cu 15 minute înainte de a convoca o ședință extraordinară a Comisiei Electorale Centrale, am fost invitați prin telefon la această ședință și, evident, un timp care nu ne-a permis să ne deplasăm în acest timp să ajungem la începutul ședinței. Ședința a început în lipsa noastră, am solicitat să se facă o întrerupere, să se amâne examinarea acestui dosar ca să facem cunoștință cu materialele care se examinează, pentru că în practica de activitatea Comisiei Electorale Centrale, orice întrebare care se examinează, mai întâi de toate se pregătește un proiect de hotărâre. Cu acest proiect se numează reprezentanților concurenților electorali pentru a face cunoștință, pentru a expune viziunea asupra problemelor care se examinează. În acest caz, lucrul acesta nu s-a respectat. În decurs de 10 minute au adoptat o hotărâre și în ziua aceea, deși au transmis materialele curții de apel spre examinare, nouă, nici până la acest moment, Comisia Electorală Centrală nu ne-a înmânat hotărârea respectivă. Aflând că documentele sunt transmise în adresa curții de apel Chișinău, deci noi în seara acelei zile am primit hotărârea și cerere prin care au solicitat anularea înregistrării noastre și excluderea din cursa electorală. Dosarul a fost numit pentru 9:30, de asemenea nu ni s-a dat posibilitate să vedem ce materiale au fost transmise în adresa curții de apel, dar ne-am pomenit cu o situație foarte stranie. Inițial, Comisia Electorală Centrală a adresat un proiect, adică o hotărâre a Comisiei Electorale Centrale. A doua zi au venit cu altă hotărâre. Prima hotărâre era pe o singură pagină, a doua hotărâre pe două pagine. Dacă în prima hotărâre se invoca utilizarea de către partid în campanie electorală a mijloacelor financiare provenite din străinătate, în a doua hotărâre se invoca și un alt temei de excludere din cursa electorală, utilizarea mijloacelor financiare nedeclarate. Cu toată responsabilitatea spunem că toate materialele care au fost examinate ieri în cadrul curții de apel nu conțin probe elocvente ce ar demonstra utilizarea de către partidă unor surse financiare atât nedeclarate cât și provenite din afara țării noastre. Toate materialele au fost, hotărârea a fost adoptată în baza unor presupuneri. Ieri seara, ni s-a înmânat numai partea rezolutivă, adică ce s-a declarat în cadrul ședinței curții de apel. Și ni s-a promis că astăzi, la ora 8:30, vom primi partea descriptivă, adică hotărârea integrală, pentru a fi, noi dispunem de dreptul să depunem o cerere de recurs în Curtea Supremă de Justiție, care este ultima instanță care urmează să examineze acest litigiu. Până la moment, noi n-am primit. Eu personal am fost în incinta curții de apel, am așteptat 40 de minute, judecătorul la loc nu era și nici am lăsat coordonatele mele, am lăsat telefonul, până la moment n-am fost sunat. Între timp, noi am întocmit o cerere de recurs nemotivată și am depus-o acum la 9:40, deja la noi era întocmită, am depus-o în Curtea Supremă de Justiție ca dânșii să cunoască faptul că noi intenționăm să depunem recurs. În prezența dumneavoastră, deja când conferința aceasta a derulat, mi s-a prezentat că cu ștampila Curții Supreme de Justiție că recursul nostru deja este depus. Dar noi nouă ne trebuie și nouă timp pentru a argumenta recursul nostru. Noi trebuie să vedem ce dovezi a pus instanța în baza adoptării unei astfel de hotărâri. Adică noi, vedeți, la Comisia Electorală Centrală nu ne s-au prezentat documente. Ieri în cadrul ședinței curții de apel noi n-am avut acces la multe dosare pentru că s-a invocat faptul că sunt niște materiale operative și ca să nu
deci să nu fie în detrimentul efectuării anchetei pe acest dosar. Și toată situația aceasta, deci, ne duce la ceea că să credem că aceste acțiuni sunt bine regizate și, deci, este prea puțin posibil ca să avem câștig de cauză în situația dată. Eu personal, părerea mea, deci îmi expun că mai există oameni cinstiți în Curtea Supremă de Justiție și dacă vor nimeri în completul de judecată și dacă vor avea o atitudine cinstită, cred că asta este unica situație de a câștiga acest proces. În rest, dacă se va examina la comandă, noi nu vom avea succes. Tindem să credem că mai există justiție în Republica Moldova.